Hei, bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi v-am pregătit cel de-al doilea episod din How to Become Popular at High School. Am primit foarte multe mesaje, comentarii și idei de la voi și am încercat să integrăm câteva dintre ele în acest episod din serial. Așa că scrieți-ne în continuare, pentru că de-abia aștept să văd ce idei mai aveți. Vreau să le mulțumesc prietenilor mei care sunt actori în acest serial și fratele meu Răzvan Gogan care ne-a ajutat cu filmarea. Am muncit și la acest episod din serial și dacă apreciați munca noastră, nu uitați să ne dați un like și un share pe Facebook. Așa că hai să începem! Hei, eu sunt Andra și m-am mutat de curând în alt oraș. După cum știți, sunt boboacă la liceu și cred că ați făcut deja cunoștință cu toată clasa mea. Dacă nu, haideți să vă fac o scurtă recapitulare. Ele sunt prietenele mele, pe care mă pot baza oricând. Da, fetele cu care nu prea mă înțeleg din clasă. Și am ajuns și la fetele populare, care ar face orice ca să iasă în evidență. Și să nu uităm de Valentin, cel mai frumos băiat din liceu, pe care toate fetele și-l doresc. Cum am spus, trebuie să înveți puțin ca să iei puncte în fața profesorilor. Serios? Eu tot Cilaro. Ce să zic? Bravo ei! Aoleu! Oh. Și nu băga în seamă ce spun ceilalți din jur. Bianca 6. Diana 9. Și Ana 8. Fetelor, eu zic să mergem mai niște cursuri la liceu. Nu știu, nu vreau să intrăm în probleme. De ce am intrat în probleme? Păi am auzit că doar populare mele la cursurile astea. Nu cred că este o regulă, adică am putea să încercăm, nu? Adică uite câte cursuri sunt și de actorie, și de știință, și de muzică. Eu zic că ar trebui să încercăm asta, nu? O altă regulă pentru a deveni popular în liceu este să te înscrii la cât mai multe cursuri. Adică nu-ți fie frică să încerci lucruri noi. Hai să vedem, hai mă! Nu mă cer cu tine, vreau să spun ce s-a întâmplat. Petru, ai și cu mine, doar că trebuie să fiți așa mai dure. Puteți fiți așa. Ai zis cu datorie. Hei! Hei! Hai să rămânem aici. Vă las pe voi să rămâneți, că eu vreau să caut altceva. Ok, vă pup, distracție plăcută, pa! Aici. Asta e cursul de fotografie. Nu e pentru tine. Pa, pa! Ok. Pentru a deveni popular, trebuie să ai puțin curaj. Așa că nu-ți fie frică să vorbești cu fata sau băiatul de care îți place. Hei! Hei! Colega din alt oraș. Da, eu sunt băiatul de care nu știe numele. Dar știu numele Andra. Foarte bine. Ce va, vrei și tu să te înscrii la cursul de muzică? Păi îmi place să cânt, dar nu am făcut asta vreodată în fața cuiva. Păi cum? Pur și simplu, imaginează-ți că, nu știu, nu sunt aici și cântă. E simplu. Ok. Uite. His eyes, where the stars look like they're not shining. His hair, goes perfectly without him trying. He's so wonderful, and I tell him every day. Yeah, I know, when I compliment him, he won't believe me. It's so sad to see that he don't see what I see. But every time he asks me if I look okay, I say. Stops and stares for a while. His eyes are amazing.
Cum te-ai apucat de muzică? Eram mică, când și... Dar cât de mică? 3 ani. La 3 ani? Da. Da, eram super mică. De ce stă cu ea? Ce vede la ea? Mi se pare drăguță. Hei! Haideți să o urmărim! Da, să vedem ce facem. Tare, sunt curioasă. Acum am aflat secretul ei. Nici nu știe ce așteaptă! Cam asta a fost pentru astăzi. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, un share pe Facebook și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă pup, pe data viitoare! Daily book. Okay, hang on. His hair, his hair is falls perfectly without...